bine v-am regăsit la Exclusiv în România, vă spunem, din Constanța, de pe malul mării, unde trebuie să recunosc că Ilinca m-a târât. Mie nu-mi place litoralul. Nu prea știu ce să fac pe litoral, nici cafeaua nu-mi place. Dacă vii în zonă, toată lumea încearcă să spună cum e cu cafeaua turcească, la nisip, la... Sincer să vă spun, nu știu exact ce urmează să facem, pentru că, într-un fel sau altul, va trebui să mă convingi că, totuși, că am motive să vin aici. Îți spun eu, pentru o ceșcuță de cafea sunt foarte multe povești pe care le vei descoperi, mai ales dacă o guști împreună cu un etnic turc de aici, din Dobrogea. Care o să-mi și facă cafea turcească? Da, da. Eu cred că o să te conving să-ți placă, măcar să o guști. Ok, da, atâta pot să fac, recunosc. Așa? Și dacă vorbim de arome, bucătăria tătărească este foarte interesantă. O să ai o surpriză plăcută pro cafenea orientală. Vei gusta ceva deosebit. Uite, bucătărie tătărească n-am mai gustat. Mai este orașul acesta fascinant, pe care îl vom descoperi tot așa prin zonele lui multiculturale. Ajungem și la Jurilovca. Oh. Să descoperim doi constanțeni care au decis să se mute acolo. Uite, asta e o chestie interesantă, pentru că există o alternativă. Dacă, de exemplu, nu vă place înghesuiala foarte mare a Constanței și a stațiunilor învecinate în plin sezon, Jurilovca și, de ce nu, poate chiar Gura Portiței, sunt opțiuni. Așa este, acolo sunt lipovenii. Eu mai vreau să mai încerc o chestiune. Am auzit la un moment dat că există aici o tătăroaică care a îndrăznit să pună pe Ia Neoș românească o lala tătărească. Ce-o fi povestea asta? Cred că merită. Mergem? Da, să pornim. Noi avem vânt doar de două ori pe an. 6 luni de la sud și 6 luni de la nord. Când s-apucau de săpat via, unul stătea la un capăt și soția la celălalt capăt ca să nu stea de vorbă. Ce e mai minunat decât prietenia între popoare care ar trebui să fie diferite și totuși ne-am găsit un punct comun. Constanța e un oraș fascinant și mă bucur tare mult că putem să facem un tur cu tine. De ce am vrut să începem aici turul? Pentru că aceasta este prima biserică creștină pe care o are orașul Constanța în zilele moderne, care păstrează și anul de construcție, 1868. Noi eram partea Imperiului Otoman la momentul respectiv, iar grecii de atunci, pentru că ne aflăm chiar în mijlocul cartierului grecesc din perioada respectivă, au negociat cu Imperiul Otoman să le se dea voie să-și facă biserica lor. Musulmanii permiteau și astfel de biserici, dar cu niște reguli foarte stricte. Firmamul, acea scrisoare de acceptare care a venit din partea sultanului, menționa pe de-o parte, cum vedem, exteriorul să rămână foarte simplu, dar condiția numărul unu întotdeauna la toate astfel de biserici creștine era să nu fie niciodată mai înaltă decât moscheea din apropiere. Și atunci, ea prima dată a fost cu un acoperiș plat, fără cruce, fără clopotniță, pentru că erau simboluri creștine. Clopotnița pe care o vedem noi acum este din 1947. În momentul în care am devenit parte a României, trupele române, când au ajuns în Constanța, aici s-au oprit pe treptele bisericii, unde preoții i-au întâmpinat cu acea slujbă specială de tedeum, pe de-o parte mulțumindu-le că au ajuns și onorându-i și pe cei care muriseră în războiul de independență. Este încă funcțională, dar în perioada respectivă, timp de 10 ani de zile, până s-au făcut celelalte biserici creștine, au fost folosit în comun de creștini, catolici, ortodoxi și armeni. Văd în spatele tău pe zidul bisericii Culturalizează-te și chiar aici lângă este primul teatru din Constanța, tot al comunității elene. Da. Comunitatea elenă este foarte implicată și acum în partea aceasta socială și culturală. Ei au construit și una din primele școli primare, e o clădire în reabilitare acum, și primul teatru, după ce deja aveam biserica. Primul teatru de la noi se chema Teatrul Elpis, la origine, Elpis în limba greacă însemnând speranță. Și discursul de inaugurare a fost ținut chiar de Nicolae Iorga. El având rădăcini grecești după mamă, inclusiv al doilea teatru, pe care popular toată lumea română îl știe ca Teatru Fantazio, tot grecii ni l-au făcut undeva pe la 1925 și la fel Nicolae Iorga a venit și a ținut și acolo un discurs inaugural. Clădirea ta preferată?
Da, de una ce? Din ele. Am un mic top aici pe care am decis să mi-l impregnez și pe piele, pentru că are o poveste așa foarte interesantă și exact mixul acesta cultural despre care am tot povestit și o să mai povestim de-a lungul turului, este prima primărie a orașului Constanța. Deci aici suntem cumva în kilometru zero de acum 100 de ani, după ce s-a construit podul de la Cernavodă, pe care vine toată lumea în momentul în care dorește să ne viziteze. S-a făcut și gară, era o gară chiar aici în apropiere, inclusiv familia regală ne vizita din această perspectivă și evident că ne trebuia și o clădire a administrației. Arhitectul Socolescu avea acest stil foarte eclectic, care nouă ni se potrivește. Noi, apropo, suntem chiar și școală de vară pentru studenții de la arhitectură de la toate facultățile din țară. M-am avut onoarea să fac un tur pentru 200 de studenți. Iar fațada acestei clădiri îmi place mie în mod deosebit, pentru că simbolic este fix istoria Constanței. Avem coloane grecești la bază, noi am fost fondați de Imperiul Grec, cu numele de Tomis. Avem elemente musulmane sau ușor maure, dacă vrem să le vedem așa, la balcon. Am avut Imperiul Otoman aproape 500 de ani, care ne-a condus, iar acoperișul tipic românesc, sculptat în bârnele de lemn, pe care le regăsim în mănăstiri și zonele rurale. Pe Bulevardul Tomis, mai sus de fosta primărie, este cea mai veche geamie din Constanța. Este o zonă foarte compactă, toată această zonă peninsulară, pentru cei care vin să se plimbe, este super ușor, pentru că în linie dreaptă, cred că în 10-15 minute o putem termina. Cu povești, într-adevăr, putem să ne plimbăm un pic mai mult. Iar acest bulevard Tomis îi se datorează unui grup de britanici. Dar ei au văzut potențialul din punct de vedere economic aici, de a-l dezvolta. Noi eram un simplu sat pescăresc, dar ei au văzut un potențial uriaș și ei au făcut prima aranjare din punct de vedere urbanistică a zonei, pentru că Bulevardul Tomis a fost construit chiar de ei cu numele foarte simplu Main Street, strada principală. Într-adevăr, aici avem cea mai veche geamie doar din orașul Constanța, funcțională de fapt chiar din 1862. Clădirea are o piatră foarte galbenă, în timp ce minaretul, turnul, are o piatră mult mai deschisă. Dar se bănuiește că cel mai probabil noi avem ruinele cetății Tomisului chiar în parcul din apropiere și aproape sigur a fost o materie primă gratuită pe care au putut-o folosi aici. De asemenea, floarea națională a Turciei este la Leaua, care a devenit celebră în Europa, dar aproape nimeni nu știe că de fapt de la Turcia a pornit acest comerț cu bulbul de la lea, care era mai scump și decât greutatea lui în aur sau uneori avea valoarea unei case sau chiar două case. Și dacă analizăm ușa de la intrare, vom găsi două rânduri de lalele sculptate, acesta fiind motivul. Acum trebuie să vă spun că Dobrogea poate mai degrabă vă oferă meniuri turcești, dar meniu tătăresc în Constanța, într-un loc foarte frumos, cu foarte bună atmosferă, cu foarte mult bun gust, care reușește să îmbine ceea ce înseamnă element tătăresc, inclusiv vizual, cu modernitatea, cu plăcerea de a fi într-un loc de acest fel. Este, practic, invazia pe care noi o facem în acest moment în familia Ali. Sunt aici doamna Enise Ali, Ertan Ali, respectiv Sevigian Ali, fiul doamnei Enise, nora, respectiv gazda noastră. Iar eu gazda, care vreau să vă întâmpin cu renumita noastră plăcintă tătărească, șuberec, și este o plăcintă cu carne de vită sau carne de oaie, dar. Tradiționalul șuberec este cu carnea de oaie. În momentul în care ați rostit carne, înseamnă că undeva cel puțin un sfert din mine e tătăresc. Clar. Să înțeleg că este carne elementul de bază sau cel mai răspândit în gastronomia tătărească? Da, cu siguranță. Șuberecul e mâncarea copilării. Este excepțional, trebuie să recunosc. Bun, acesta este șuberecul. Și mai departe? Eu așa alint sora, dar nu e sora, este geantâcu, adică din inimă, aluatul fiind cu coca dospită, dar carnea preparată identic ca la șuberec. Sarburma este această plăcintă în foietaj. Așa. Iar un alt produs este cobeteu, acesta în triunghi. Se umple cu semi-preparată de carne tocată cu orez. Așa. Și renumita plăcintă cu brânză, atât cum vreți să o denumim. Noi spunem tătărește cu urma.
Dobrogeanu îi spune plăcintă dobrogeană. Olteanu. Deci fiecare zonă are o anume denumire. Să înțeleg că aceasta este acea plăcintă dobrogeană cu care România a intrat în patrimoniul UNESCO? Da, da. Și vreau care de fapt are origini tătărești? Știți, noi dobrogenii, dacă stau bine și mă gândesc, avem origini. Nu știm care, de unde, ce și cum. În Clință, cred că etnia noastră are rădăcini adânci în această țărișoară a noastră. Trebuie să știți că mi-a plăcut cum ați folosit acest plural. Noi, dobrogenii, aici vrând nevrând includem pe toată lumea în Dobrogea și toată lumea asta este foarte diversă. Sunt tătarii, sunt turcii, sunt grecii, sunt evrei, sunt armenii, rușii, ucrainienii, românii. Toată, aici e un fel de mic glob pământesc, așa. Românii din toată România, adică că e moldovean, că e bucovinean, că e oltean, că e... Aceștia sunt și ei aici în peticul ăsta de pământ care se numește Dobrogea. Bun, haideți să revenim la peticul ăsta de pământ în care ne aflăm noi acum, da. Aici la noastră în vizită. Acest loc, de fapt, l-am făcut și cu acest scop, să nu uităm prietenia noastră, locul de unde am plecat și ceea ce moștenim ca zestre. De la bun început, din momentul în care am intrat și m-am uitat de jur împrejur, a fost un spirit bun care m-a atras. Acum că vă și cunosc, o dată în plus, acum că văd și bucatele, încă și mai mult. Unul e o moștenire, mama mea m-a rugat și mi-a transmis să duc mai departe, pentru că e un loc unde te simți bine, se leagă prietenii. Da, dar aveți propriile, cum să zic, cariere, pregătiri, soția dumneavoastră e medic de laborator, da? Dumneavoastră? Eu sunt farmacist. Și ne place să și mâncăm. Și bere, cum mai ales, mi-aduce aminte de bunica mea tot timpul, da? Că dânsa pregătea tot timpul geantul cu șuberecul. Pentru noi, sufletește, e ceva deosebit. Știți și dumneavoastră să le gătiți? Da. Știți să le faceți? Da, eu fac șuberec, da. Da? Da? Da. Da. Ați îndrăznit să-l degustați pe cel al soacrei, să-i spuneți că nu e atât de bun ca al noastră? Îți bune și al soacrei, îți bune. Mie mi iese... Într-un fel, acest șuberec, ei iese altfel. Al ei e mai bun decât al noastră? Cu siguranță. Asta poate să ne zică... Da. Așa, ia, îndrăzniți, alegeți între mamă și soție. Da. Aici m-a spus într-o situație foarte dificilă. Prefer mai greu să nu răspund. Haideți să vă scot din situație. Dați-mi voie să vă propun din partea noastră un dar de data aceasta. În semn de mulțumire pentru ospitalitate. Va fi un schimb cultural cu ajutorul sponsorilor noștri de la domeniul Coroanei. Dânșii au o colecție de vinuri numită Minima Moralia. Fiecare dintre vinurile acestea reprezintă câte o virtute. Aici chiar scrie dăruire. Este un cupaș foarte bun între soiurile Syrah, Cabernet Sauvignon și Marsalan. Marsalan e foarte rar la noi. Vă rog să-l acceptați. Mulțumesc frumos! Și sper că asta nu intră în contradicție cu faptul că o să-l savurăm în familie. Familie, da. Mă bucur. Da. Și în felul ăsta ați scăpat. Le împăcați pe doamne, e foarte bine tot ce e pe voastră. Da, se și potrivește, da. Doar liniștit la noapte, vă mulțumesc. Tătarul are o vorbă. Ușa e deschisă și canapeaua te așteaptă. Tradus motamo, capăm așa, torimboș, pătătărește. Și acum, vă rog, învățați-mă cum să vă mulțumesc, tătărește. Sau bolnăs. Și eu vă răspund, berichet plăbosn. Și eu vă spun să vă fie de bine. Să vă fie de bine, da. Mulțumesc. L-am lăsat pe Cristi la Constanța și am venit până la Jurilovca.
pentru că doi constanțeni au decis să se mute aici și vrem să aflăm cum au făcut acest pas. Cum au renunțat la viața cu vedere la mare pentru acest sat de Lipoveni. Dar noi n-am renunțat la nimic. Practic ne-am făcut un bine. Când renunți la ceva, ar presupune că era foarte bine. E o etapă care, după un an de stat 100% la curte, la țară, la Jurilovca, nu știu ce să zic, dacă aș reveni în Constanța să locuiesc acolo. Acum 3 săptămâni am fost la Londra, la Paris, până la trecută. Foarte frumos, dar nu aș rămâne acolo. Și revenind aici, e... Ia, ascultă, nimic. Sună bine nimic. Aproape că îmi pare rău să vorbesc. Are un echilibru locul acesta, se vede și în cadrul larg cu voi, se simte. Cum l-ați găsit? Ne-am hotărât să căutăm o simplă casă la țară, unde să mergem să petrecem timp cu prietenii, din când în când, în niciun caz în weekenduri, pentru că alea sunt ocupate toate. Și am început să căutăm. Ne-am gândit inițial unde ne simțim noi cel mai bine și unde ajungem cel mai rapid. Pentru că fiind tot timpul pe drumuri, dorești să ajungi într-un loc unde ți este bine foarte rapid. Am fi putut să ne luăm în toată țara, însă am ales Dobrogea noastră dragă, unde de fiecare dată când ne doream să ne relaxăm, făceam câte o excursie. E un curent acum, oamenii pleacă dinspre oraș spre țară sau e un miraj. Ce ai sfătuit pe oameni? Ți-e dor de ceva dinainte? Simți că ai pierdut ceva, că ai câștigat ceva așa? Dacă ar fi o mică bucată de înțelepciune? O mică bucată de înțelepciune. Consider că fiecare își alege drumul. Cred că cine alege să se mute la țară tânjește foarte mult după o copilărie la țară, după o copilărie sănătoasă. Până la urmă, asta căutăm, ancore, ancore în trecut. Mirosul de pâine de la bunica. Din acest motiv avem gardul de piatră de la stradă, pe care în mare parte eu l-am construit împreună cu părinții mei și cu încă câțiva prieteni din sat. Gardul de piatră pentru mine are o mare însemnătate. Mi-a plăcut foarte mult gardul străbunicii mele, care era tot din Dobrogea. Când am ajuns aici, am observat că este același tip de gard specific și mi-am dorit foarte mult să imortalizez o parte din amintirea străbunicii mele. Așa că dacă oamenii simt aceste nevoi de ancorare în trecut, de ce să nu facă pasul? Foarte mult să fie o comunitate închegată, frumoasă, să fie un sat ordonat. O zonă istorică. Zonă istorică. Lângă apă a fost, pot spune, un element definitoriu? Da, mai ales pentru mine, pentru că eu vacanțele de vară le petreceam lângă Măcin, Garvă, în Gigila, unde era o baltă foarte mare și născut în Galați, lângă Dunăre, tata marinar, aveam așa o legătură cu apa. Și mi s-a impregnat mie cumva că lângă apă e mai sigur. Pe lângă energie și echilibru, apa înseamnă viață. Și ne-am ales satul care este aproape înconjurat de cel mai mare lac de apă dulce din România. Bine, apă salmastră, pentru că e fost golf al Mării Negre. Și nu departe de Marea Neagră, la un sfert de oră, 20 de minute cu barca peste lac, unde nu e absolut nimeni, ceea ce este minunat. Ne-am tot căutat prin 9 luni de zile. Inițial am vrut un teren mic de, nu știu, 500 de metri. Acum avem 5.000 de metri, adică nu mai e un teren mic de mult. Dar nu ne încurcă că e mare. L-ați umplut cu bunicii animaluse. Bunicii ar fi zis că e mare și e mult de lucru. E simplu, dai drumul la 2-3 animale undeva prin curte pe unde crezi că ai multă iarbă și îți fac ele curat, fără niciun stres. Îți 9 luni, iarba. Practic s-a născut o altă viață. Da. Mai ales delta, Dunării continentale. Și ai și posibilitatea să ajungi foarte rapid în restul țării, ceea ce pentru noi chiar a fost un element definitoriu, având în vedere că
Lui Marian îi place foarte mult să fotografieze evenimente și nu și-ar imagina viața fără treaba asta. Așa că trebuia să fim conectați. Vreau să zic să atârne pe o parte și cealaltă, da? Da, da. Aici mai punem, nu? Și cum v-ați integrat aici? Este un sat de lipoveni, cum ați zis, cu o comunitate închegată pe care ați căutat-o și care v-a fascinat, presupun, că da. Sunt și decalați în timp, cumva au multe elemente specifice. Dar ei cum v-au primit? Încet, încet, cumva ne-am integrat, aș zice eu, firesc, nu agresiv. Pur și simplu, dacă am putut să facem ceva pentru comunitate, am făcut. Am inventat și lipovenesc, pentru că n-am vrut să amestec Marian Serea, fotograful de eveniment, cu ce se întâmpla pe aici. Cum e pentru voi acest decalaj? Ei sunt pe calendarul iulian, 14 zile. Și noi gregorian. Da. Adică se simte cumva... Facem Crăciunul de două ori. Asta e minunat. Da. Așa, la prima vedere, totul este foarte, foarte rustic și noi l-am făcut capă vechi, dar noi. Capă vechi, dar făcute azi. Înțeleg că v-au ajutat oameni. Am făcut chiar o clacă. Adică am făcut două clăci de chirpici, una în pandemie, în 2020, la care au participat 100 de oameni, un eveniment pe Facebook. Pare că sunt mulți oameni și că s-ar face foarte mulți chirpici, însă trebuie să ținem cont de faptul că noi, tinerii din ziua de astăzi, nu mai avem chiar forța părinților noștri care erau obișnuiți cu munca. Urmează să organizăm și anul acesta o clacă de chirpici. Avem nevoie de chirpici pentru a reconstrui unul din zidurile casei vechi, care anul acesta va fi restaurată, ca să zic așa, cu meșteri care vor reface în mare parte ceea ce a fost vechi. Casa veche va fi inclusă într-un circuit turistic de vizitare. Vom avea de asemenea o cameră care să conțină toate fotografiile găsite în casa noastră, ca o cameră muzeu, cu istoria casei, pentru că am fost destul de norocoși, astfel încât să găsim la interior certificate de naștere, de căsătorie, scrisori din armată, fotografii vechi. Mie mi-ar plăcea și sunt convinsă că și lui Marian să avem și parte de audio, pentru că lui Marian îi place să înregistreze foarte mult audio când povestesc bătrânii. Sunt povești absolut minunate despre vechii proprietari. Aici era un teren destul de măricel, avea cam un hectar și aveau vie. Erau atât de actiați după muncă încât când s-apucau de săpat via, unul stătea la un capăt și soția la celălalt capăt ca să nu stea de vorbă. Se întâlneau, se salutau și plecau mai departe. Acum despre animale, să-mi spuneți. Treaba asta cu animalele, cred că, sincer, pentru mine cel puțin, creează dependență. Noi ne-am dorit foarte mult ca animalele noastre să fie pe cât se poate libere prin curte, să interacționeze între ele, să fie obișnuite, atât cu celelalte animale cât și cu oameni, să fie prietenoase, după cum se vede. Partea frumoasă este că atunci când obosești la calculator, ieși în curte, când obosești în curte, te duci la calculator să te relaxezi. Și pare că te odihnești. Da. Pe
cred că asta e una dintre cele mai frumoase case tradiționale turcești pe care le-am văzut până acum și mă bucur foarte mult că noi am ajuns aici în Kobadin și că există acest loc și că cineva se ocupă să-l facă să arate așa cum arată. Este Harun Osman, care este gazda noastră. Toată lumea știe despre cafeaua turcească, toată lumea asociază cafeaua cu turcii, cu nisipul. E o întreagă istorie acolo. Vreau să mă convingă din când în când măcar să gust cafea, să văd la ce mi-ar putea folosi. Pentru că e un lucru știut în cercul meu de prieteni, nu beau cafea. Nu prea beau cafea, recunosc. E o scăpare, e o pierdere din partea mea că nu fac asta. N-ați băut cafeaua care trebuie. N-ați băut cafeaua potrivită. Asta e diplomația care mi-a plăcut în permanență. Cel mai bun răspuns de la un turc. Da, n-am băut cafeaua potrivită, corect. În momentul acesta suntem în camera de oaspeți, camera unde o să servim și cafeaua. Avem colțul de șarc, unde ne așezăm. Pe pereți avem tapestria, care este chiar parte din cultura noastră. Dar noi aici, în Dobrogea, avem un atu, unul foarte mare. Avem foarte multe comunități cu care conviețuim și tocmai de aceea ne bucurăm de probabil cel mai frumos amestec de cultură. De fapt, Kobadinul e de germani inițial. Da, ei au fost aici băștinași. Noi am venit, am cucerit. Nu vreau să spun că este un obicei al turcilor, dar... Dar așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Mă okay. Invit în camera meșteșugului. Avem, desigur, războiul, unde se făceau țesăturile, după care avem terlicii care se lucrau, avem războiul unde se lucrau covoarele pe care călcăm chiar în acest moment. Eu impresia sau acest război seamănă foarte mult și cu cele lipovene și mi se pare că am văzut și la lipovene așa ceva. Este același. Deci e interferența de care vorbeam. Interferența de care vorbeam, împrumuturi, da. Și văd o întreagă garderobă, bănuiesc și bărbătească și femeiască, sau? Da, le-am luat în ordinea cum au evoluat. Încet, încet s-au dus înspre influențe destul de românești. Da, asta vreau să zic, că unele sunt așa foarte familiare. Ce e mai minunat decât prietenia între popoare care ar trebui să fie diferite și totuși ne-am găsit un punct comun. Mergem în cealaltă cameră. Camera miresei. O mare parte a tradiției care o avem, cel puțin în comunitatea noastră, este cea a nunții și care vrem să o și prezentăm, pentru că vă dați seama, unele tradiții încet încet se pierd. Asta este exact înainte să sosească mireasa în cameră. Așa se împodobea. Ca să înțeleg, asta ar fi casa care aparține mirelui și aici urmează să vină mireasa? Da, aici urmează să vină mireasa. Avem cutia de zestre, care a fost deja adusă acasă. Așa. Ceiz, îi spunem noi. Ceiz. Avem pernele care erau lucrate de femeile din comunitate. Mendilurile, batistele. Ca să spun și în română. Așa. Că mă pierd în limba turcă. Văd versete din Coran, da. Văd termenul la Allah, văd, dacă nu mă înșel, numele profetului. Da, numele profetului. În dreapta se vede numele lui Allah, iar în stânga este numele peygamberii mis, profetul. Și ce reprezintă scrierea? Este un sura. Primul sura. E primul sura din Coran. Da, primul verset. Cât din, nu știu, cultura și identitatea noastră puteți să păstrați astăzi? Pentru noi este mai mult a împărți. Noi dorim să împărțim cultura care o avem. Vă dați seama că nu poți să bei o cafea fără să ai un musafir. Și așa primim și cultura. Noi am găsit metode în care să păstrăm cultura, să fie exact cum era atunci, dar acum am trecut la etapa în care vrem să împărtășim această cultură cu toată lumea. O cafea bună turcească trebuie să aibă spuma specifică. Caimacul. Caimacul. Acum vă rog, învățați-mă să și mulțumesc în turcă. Cum? Teşekkür ederim. O să rog pe domnul Osman să îmi povestească între timp istoria cafelei ca să înțeleg exact cum am ajuns eu să am așa o cafea bună. În Etiopia, acolo a crescut, acolo a provenit. Este locul de naștere a boabei de cafea. Dar cafeaua care o consumăm astăzi, ea a luat naștere în Yemen. Undeva în anul 1411, negoțul și caravanele fiind întrerupte și somalezii care apăreau aceste caravane rupând contractul cu Imperiul Otoman, au fost nevoiți să găsească o metodă în care să prezerve cafeaua, să reziste mai mult, să fie ceva de durat. Pentru că bobul, vă dați seama, fiind ceva umed, prindea mucigai, care îl făcea foarte puțin probabil consumului.
Deci trebuia scoasă apa din cafea. Trebuia din scoasă apa, da, din bob. Așa au găsit ei metoda că dacă se coace de două ori cafeaua, nu mai rămâne deloc apă și rezistă peste iarnă, chiar peste câteva ieri. Iemeniții. Iemeniții, dar iemeniții sub Imperiul Otoman. Sufiții au utilizat în timpul rugăciunii. Au făcut o fiertură a acestei boabe pe care o consumau și le dădea mai multă energie și se rugau peste noapte. Muftiul din acea vreme a zonei, liderul religiei musulmane din acea regiune, a considerat că este haram și a interzis-o și chiar și școlarii musulmani au fost de aceeași părere. Suleiman a considerat că nu a existat așa ceva. El fiind fascinat de lumea aceasta a lucrurilor noi, a cerut să vadă despre ce este vorba. Özdemir Pasha s-a prezentat personal în palatul dânsului și de acolo totul devine un lucru pe care el l-a încurajat. Și Suleiman, când a prins această fascinație pentru cafea, una din lucrurile mari pe care le-a făcut, a spus că de azi încolo, în harem, fetele vor învăța prepararea și servirea cafelei. Inițial, se servea numai în palatul sultanului, după care a devenit o cultură enorm de mare în tot Istanbulul, după care a ajuns pe calea Mătesii până în cel mai estic punct. Urmează o perioadă de spionaj în care venețienii au preluat și ei și au făcut și ei cafeaua. Spuneți-mi, e adevărat ce am auzit că ar exista câteva ritualuri legate de cafea atunci când vii în ospeție, de exemplu, atunci când primești o cafea, e bine că ai primit-o, în momentul în care o primești pe a doua, eu să că ar cam trebui să pleci? Da, se numește Siktir Kahvesi. Se regăsește în... Vă rog să explicați cuvântul Siktir, că am impresia că limba română are prea multă conotație. Este exact ce înseamnă și limba română. Siktir de ghid? Du-te! Du-te tare! Am înțeles. Ca să zic așa, în termen mai... cafele am mai și cât de tare trebuie să plec. Nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-ați arătat și pentru această mică incursiune în lumea cafelei. Mă gândesc că nu trebuie neapărat să mergeți până la Istanbul să vedeți unde a fost prima cafenea din lume. Dar puteți să gustați o cafea foarte, foarte bună și în Dobrogea aici la turcii noștri. Bate vântul la Constanța, cum bine mi-ai spus și la telefon înainte să ne întâlnim. Suntem pe strada vântului. Ce este special la această străduță? Gluma pe care o am eu întotdeauna cu turiștii care ne vizitează, români sau străini, noi avem vântul doar de două ori pe an, 6 luni de la sud și 6 luni de la nord. Și suntem într-adevăr pe cea mai îngustă stradă a orașului Constanța, cea mai pitorească de altfel, se cheamă strada la vântului. Acum, din fericire, suntem destul de liniștite ca vânt, dar... Povestea, evident, că o să o comparăm cu cea de la Brașov, cea mai îngustă din România, strada Sforii. Cea de la Brașov, pentru cine nu a fost, este atât de mică încât nu poți întinde mâinile în întregime și de la un moment dat are și un aspect un pic de gang. Colegii mei ghizi de acolo din Brașov mi-au zis că, de fapt, ea nu a avut rol de stradă niciodată, ci era doar un gang care lega două străzi paralele. Iar la noi aici a fost stradă pietonală încă de la început, de la 1880, pentru că era zonă de negustări. Magazinele erau la parter. Comunitățile noastre, foarte buni comercianți de altfel, evident că făceau diverse activități aici, iar familiile locuiau la etaj. Și aici a rămas, cum ar veni, o graniță naturală, cumva, între vechiul cartier al grecilor și de aici începea vechiul cartier al armenilor. Descut va fi traseul, pentru că avem și piața Ovidiu în apropiere și moscheea regală, moscheea regelui Carol. Deja din lateral încep să vezi niște statui sus de tot și pentru mulți asta este chiar un palat, această clădire. Ea la origine a fost o proprietate privată a unui negustor armean, Dicran Ermizian pe numele lui. Și toată strada de altfel s-a numit și strada Elena, dar fiind atât de aproape de piață, era cum ar veni strada protipendadei locale, care trebuia să fie cât mai la centru și cât mai bine admirată. Casa cu lei, în poziția pe care o vedem noi acum, pare ca și cum ar fi ascuns
deschisă în capătul străzii Dianei. Dar la momentul la care a fost construită la 1895, ea nu avea nimic în față. Ea vedea direct către piață. Era cea mai impresionantă clădire. În perioada comunistă a fost restaurant, s-au păstrat încadrarea camerelor sub formă de saloane, a fost achiziționată recent de un proprietar privat și știu că se așteaptă deja avizele și va intra cu siguranță într-un circuit public. Încă nu știu exact scopul final, dar de-abia aștept să înceapă și lucrările. Mai jos este și hotelul Intim, care și el înțeleg că este în refacere. Da, hotelul Intim deja este în plin proces de reabilitare. Se mișcă foarte bine lucrurile în ultimii ani la noi. Sunt zgomote, arome. Oarecum era pe vremea lui Zan Bakcian când venea aici acasă? Cu siguranță era micul Babilon. Britanicii exact așa ne numeau. Grigor Zan Bakcian, într-adevăr, din comunitatea armeană, acum chiar suntem în capătul cartierului armenesc de atunci, de acum 100 de ani, a avut aici o locuință. El a fost chiar consilier local în orașul Constanța și se pare că, de fapt, aici a început colecția de artă, mutându-se ulterior la București. Când a donat colecția României, s-a deschis muzeul pe care acum îl știm la București. Farul genovez este un simbol al Constanței, dar puțină lume știe ce mi-ai spus. Este genovez doar cu numele. Legenda spune că niște genegustori genovezi, pentru că deja era comerțul care se întâmpla, să zicem, pe la 1200 în zona Constantinopole a Imperiului Otoman, au ajuns în zona noastră. Marea Neagră este știută ca această mare neospitalieră, curenți foarte puternici. Și se pare că pe un astfel de negustor l-a prins o furtună, iar nava lui eșuând, el a fost salvat de familia care locuia în zonă. Așa s-ar fi construit primul far pe care l-a avut orașul Constanța, să spunem, în perioada oarecum modernă. Britanicii, de care am mai povestit noi de-a lungul turului, ajungând aici undeva pe la 1860, au aflat această legendă, i-au păstrat numele, dar ca inginer constructor și prim administrator l-au adus pe un inginer local, Artin Aslan, bunicul Anei Aslan. Pentru că ne apropiem de încheierea turului, un tur mai mic, căci tu știi toată Constanța și poți să povestești în foarte multe nuanțe despre oraș. Vreau să te întreb cum ai început să faci aceste tururi. De fapt, am început inițial ca turistă, călătorind în alte orașe, în special în Europa, unde am descoperit conceptul acesta de tur pietonal și am văzut și logistica din spate, că îți trebuie o zonă foarte compactă și mi s-a părut o idee foarte interesantă, conștientă că avem și noi toate lucrurile acestea și nu se întâmpla nimic. Asta s-a întâmplat cam acum vreo 10 ani. Când am început inițial, era doar cu caracter de hobby. S-a dezvoltat atât de mult cerința și m-am dezvoltat și eu cu cerințele care mi-au venit și cu studiile de rigoare. Am făcut și un masterat în dezvoltare interculturală. M-am specializat și ca somelier, pentru că avem aceste crame de care ne mândrim foarte mult și reușesc să le îmbin foarte bine. Mai întâi facem plimbarea și după aceea putem să servim și un pahar de vin și să continuăm poveștile. Suntem cu directorul Teatrului de Stat Constanța, Ervin Simșenson, aici la Teatrul Soveja, Teatrul de Vară, care este în lucru. Știu că ție nu-ți place cum arată acum, dar da. E incitant, așa că cumva începe efervescența. În fiecare primăvară am aceeași problemă când vin aici, pentru că totdeauna zic, ce e aici, nu știu dacă reușim noi până în... și întotdeauna reușim. Simțim deja apropierea verii și apropierea stagiunii estivale a artelor spectacolului. Vor fi multe spectacole, o parte din ele sunt aici la Teatrul de Vară Soveja, o parte vor fi în Parcul Arheologic. Anul acesta avem o surpriză, ne mutăm cu spectacolele din parc în Grădina Tomis, care este exact lângă Teatrul de Stat Constanța, pe Bulevardul Ferdinand, în Parcul Arheologic. Important este să știți că agenda culturală a dumneavoastră este făcută pentru vara asta. Nu aveți decât să accesați site-ul Teatrului de Stat Constanța și să puneți 1000 de întrebări, că veți primi 2000 de răspunsuri. E un eveniment de 8 săptămâni în care aducem spectacole de la aproape toate, cât de multe teatre putem din țară. Vrem să oferim și constanțenilor, dar și turiștilor. Practic oferim o alternativă culturală de petrecerea timpului liber tuturor celor care vin pe litoralul românesc. Anul
ăsta o să facem un focus, Radu Afrin, 4, 5, 6 spectacole. Încercăm să ascultăm și vocea publicului și foarte mulți ne-au cerut acest lucru. În iulie avem a doua ediție a unui alt eveniment în cadrul stagiunii estivale. Facem un festival de teatru de stradă care se numește Sea Street. Tendință de a crede că atunci când mai multe persoane se reunesc în jurul unor, nu știu, meșteșuguri, chestiunea asta e foarte organizată și cumva așa te duce cu gândul la ce a fost, nu știu, poate înainte, regimul trecut, când tot ceea ce ținea de tradiție sau folclor era controlat, gândit, împins de la spate, promovat. Văd aici o sumă de doamne și văd și un domn. Da, da. Un coleg, da. Bun. Numiți asta așezătoare în mileniu 3. Da. Coasem studiind foarte profund ceea ce avem de cusut. Adică tot ceea ce coasem, coasem de așa manieră încât zdemne de piese de muzeu. Ce da, vin în da, zonă, le am pot început vedea? Colaborare cu Muzeul de Artă Populară din Constanța. Facem anual câte o expoziție în care expunem toate piesele cusute de noi. Este un fenomen ceea ce se întâmplă și e un fenomen extins. Tot așa, e adevărat că fenomenul e extins poate chiar la nivel mondial? Toate țările lumii și da, mai ales în perioada pandemiei, că nu ne puteam întâlni, noi putem organiza înșezători, s-au organizat ad hoc șezători online. Și atunci a fost ocazia de a participa la șezătorile astea, persoane care erau toate colțurile lumii. Ești și îmbrăcată într-un mix de culturi. Numele tău e Tătăresc. Da. Cum de ai ajuns la o șezătoare de cusături dobrogene? Îmi place lucru manual, dar nu mă vedeam cusând o ie. Dar până la urmă am lucrat o cămașă dobrogeană. Am ales în primul rând o cămașă cu platcă, pentru că bunica mea purta cămăși cu platcă. Am ales un model, modelul lalelei, care este aproape de cultura mea. Singurul lucru pe care eu l-am schimbat a fost crucea, pe care eu am înlocuit-o cu pomul vieții. De ce iubești ea atât de mult? De mică am purtat ea și ea pentru mine și în familia mea a fost sărbătoare. Și când ai ajuns aici, ai cunoscut doamne din diferite zone ale țării și da. Multe și de aici, din Dobrogea. Cum a fost să înveți de la ele? Am crescut împreună. Pentru că mai toate care am început în șezătoare, nu cunoșteam canoane, nu cunoșteam reguli. Le admir enorm. Nu pot să fac. Din păcate. Dar faci bijuterii, tot un da. Fel de păsătura. Eu m-am dus foarte mult spre zona de podoabe, podoabe tradiționale românești. Când călătoresc, oriunde merg, trebuie să vizitez neapărat Muzeul de Etnografie. Și înveți, e un fel de a culege, nu? Da, fac spionaj. Da, învăț foarte mult și eu m-am apropiat de cultura etniei mele prin șezătoare, prin provocările pe care le-am primit în cadrul șezătorii. Le vedeam pe fete venind la șezătoare cu lucruri moștenite, iar eu nu aveam așa ceva. Și într-o zi m-a rugat mama să-i fac ordine în șifonier și am găsit comoara mea cea mai de preț, ștergare vechi tătărești. Presupun că ai luat și din modelele de pe ștergare. Mai ales culorile de pe ștergare, pentru că bijuteriile pe care eu le-am creat au fost bijuterii foarte colorate. Eu am trecut de la alb-negru
pentru că toată viața mea a fost un alb-negru. După aceea am început să creez lucrurile colorate, chiar extrem de colorate. Îmi place să le combin. Ca așa te simți și tu, nu? Eu sunt dobrogeancă, da. Și de multe ori am zis că îi mulțumesc bunicii că a rămas în Dobrogea, pentru că așa am putut să intru în contact cu atât de multe culturi și atât de multe etnii.